Sunt mici, dar învață încă de acum să protejeze natura. Este vorba de zeci de copii de la școlile generale din mai multe sate din zonă. Aceștia s-au întâlnit ieri la Căminul Cultural din Șârcaia pentru a participa la un eveniment din cadrul unui proiect intitulat Prietenia ne ajută să creștem frumos. Proiectul Prietenia ne ajută să creștem sănătos a reunit ieri la Căminul Cultural din Șârcaia elevi din 10 școli din județul Brașov. Pe parcursul a mai bine de 2 ore, copiii au încercat să prezinte ceea ce au avut de pregătit în cadrul proiectului. Este un proiect inițiat de către membrii Comisiei Metodice a învățătorilor din școala noastră. Proiect pe care am dorit să-l continuăm, să devină o tradiție pentru Șârcaia. Proba Ecomoda evidențiază educarea elevilor în stil ecologic pentru o viață cât mai sănătoasă. Atracția zilei a fost proba intitulată Ecomoda. Copiii s-au îmbrăcat în fel de fel de costume realizate de ei din materiale reciclabile. Noi suntem un personaj din filmul Aniela. Am niște ziare pe o roche și mănuși. Floricele din popcorn ca lănțic. Eu sunt un domn din Aniela. Un costum pantalon de stofă, cămașă și vestă, învelit în ziare. Din ce este făcut costumul? Din pungi, din pungi de snacks, din carton, cutie de înghețată, cutie de înghețată, ziare și ambalaje de flori. Evenimentul a ajuns la cea de-a doua ediție și propune să învețe pe cei mici să respectă natura și tradițiile.